Bă, băieți, deci ca să injectați cheat-ul de Dead by Daylight, trebuie în primul rând să vă închideți Steam-ul, să vă băgați un stick în calculator pe care aveți instalat hack-ul, să porniți hack-ul cu Rana's Administrator, vă selectați acolo limba și tot ce mai trebuie, vă băgați contul, neapărat să aveți Steam-ul închis, dați pe Dead by Daylight, selectați acolo la Injection Delay 60 de secunde și dați pe Launch. O să vă apară acest mesaj, dați OK și după aia porniți Steam-ul cu Rana's Administrator și o să se injecteze cheat-ul automat. În niciun caz să nu injectați cheat-ul în timp ce aveți Steam-ul sau Dead by Daylight-ul porni, pentru că o să vă luați ban. Așa am pățit și eu. Salutare toată lumea, bine v-am găsit, fraților, la un nou episod dintr-o nouă serie, bă băieți, pentru că am văzut acolo, nu mai fac ca și cum ar curge apa, a futus gâtul mătii, Ilie. Așa, bă, băieți, jucăm aici Dead by Daylight, jucăm cu hack-uri pentru că mulți dintre voi mi-ați zis și am făcut parteneria cu un nou site ăsta de cheat-uri numit COD Cheat, sau nu știu cum se traduce. Acesta este hack-ul, bă băieți. Sper COD, de ce se veni să le mă, că ăsta e numele. Și COD Cheat. Și acesta este cheat-ul, bă băieți, are multe feature-uri șmechere, uite cum ar veni, poți să-ți dai viață dacă te atacă killer-ul sau să te teleportezi sau astea, nu o să le folosim în fiecare video pentru că e destul de riscante și nu vreau să banez contul. Tocmai de aia numele lui Zedo, lui Sky și a meu și tot este cenzurat. Da. Numele este cenzurat, mai pe scurt. Dați și voi ridi, bă băieți, hai să începem. Dați să zicem și noi, fraților, la una, la... Să zicem și noi, fraților, la acest episod 1000 de like-uri, dacă este posibil, pentru că depun foarte multă muncă. Zedo, da, așa. Că depun foarte multă muncă la editarea acestor videoclipuri, că trebuie să cenzurez secundă cu secundă, să nu vadă băieții de la Dead by Daylight, pentru că dau manual banuri și... Hai să vedem dacă câștigăm meciul. Voi ce ziceți? Eu cred că ar fi greu, nu-l câștigăm. Eu am mai vrut să joc Dead by Daylight acum vreo două săptămâni și intrasem singur și nu-mi găseam meci. Asta cred că au cumpărat 6000 unit eu cu 15 euro pe lună. 6000 de persoane. Cât? 6000. Mamă, tu îți dai seama că s-au îmbogățit. Banii au făcut, au făcut 100 și ceva de mii de dolari, că am calculat. Bă, stai că nu vă văd, bă, ia, ia. Mamă, dar nu vă văd, care sunteți voi? Asta e că îl văd pun aici, bă. Văd și killerul, dar nu-mi dau seama, stați un pic, bă, băieți. Bă, ia, nu te mai mișca, Zedo. Eu caut într-un cufăr acum. Nu te mai mișca. Ah, te cauți într-un cufăr. Te văd, cred că ia, Sky nu te mai mișca. Te-ai oprit? Hai că tu ești ăsta, vino încoa, vino la mine aici, mă auzi. Vino încoa, Mane, uite-mă. Mane, hai să facem generatoare. Uite-l pe la spate, bă! Băi, spate, bă! Băi, aici, vezi că e invizibil, bă, prostul. E invizibil, vezi că e spatele nostru, vino încoa. Bagă-te aici, bagă-te aici, că vreau să-i fac schemă. Bagă-te aici, bagă-te aici cu crouch-ul. E aici, în spate, prostul. Hai, vino încoa, vino încoa, repede. Băi, e foarte funny să joci Dead by Daylight cu cituri, mă juri. Cel mai genial, ne-o văzut pe amândoi, vino încoa. Hai că ne ascundem în dulap dacă avem vreun dulap pe aici. Mamă, unde ne-am dus să-mi bat pula. E killerul fix în spatele nostru, bă, Sky. Ne-a terminat dacă vine. Ia și lasă-l că-l vedem când vine ea. Bă, și generatoare, nu facem și noi, frate. Nu m-a ascuns într-un dulap aici. Mamă, e căcatul ăla, e bura... distrus un totem de ăla. Hai că te găsim, vino încoa, bă, hai să nu te pierd, bă, vino sus. Vino, mă, sus. Hai că o plecat, au plecat, hai, vino încoa. Hai încoa, bă, Sky, bă, unde te duci, mă, coaie, ești terminat. Sunt în casă. Sunt în casă, Mane, hai. Hai că acolo ăla n-are treabă cu noi, s-o dus la dracu, mă, să mănânce acolo. Hai, vino încoa. Hai să facem generatoare. Ilie, tu unde ești? Te găsim. Aici, mă plimb. Faci un generator? Nu faci generator? Caut. A, te-l găsim pe Ilie. Hai, vino încoa, hai că-l văd pe Ilie. Oi, ăla e killer, bă, tu ești spate. Unde ești, mă? Te-ai pierdut, mamă. O greșită asta. Vezi că e killerul lângă tine, nu te mișca, Ilie. Nu te mișca, stai acolo unde ești. Nu e lângă tine, dar vine pe lângă casa aia unde ești tu, nu te mișca. Ăsta vine pe aici, n-are treabă. Mamă, e ăla cel mai urât cu aia. E ăla pe care nu-l auzi deloc, doar când e în spatele tău. Ok. Cred că m-au văzut, vine după mine, nu știu de ce am impresia asta. Da, știu, dar nu te văd. Bă, Ilie, uite-te, mă, bă, Iliuca, stai, mă, unde fugi, mă? Ilie, bă, veniți încoa, mă. Hai că suntem noi trei, veniți încoa. Hai să facem generatorul ăsta. Da, hai că o plecat prost, o plecat. Și da, citoare și perfect skill check, adică nu trebuie să dau space, nu trebuie să fac nimic. Bă, bagă-te acolo, mă, dincolo și ține. Vezi să nu greșești la skill check-uri. Și are și perfect skill check citul ăsta, ceea ce spune. Uitați, dar nu mi-apare niciun skill check, asta e problema. Haideți după mine când terminăm. Hai încoa. Să mai găsim un generator. Dar nu știu care ești tu. Bă, veniți, mă, încoa, că suntem toți trei. Îl urmărești tu, eu stă la cu pantaloni ăștia șmecheri așa. Hai că e killerul la 90 de metri de noi, n-are treabă cu noi. Uite și hook acolo, locker. Uite generator aici, haide să-l facem. Killerul e la distanță, n-are treabă el cu noi. Și da, citul ăsta poți să-ți dai și viață, gen dacă mă atacă killerul, poți să-ți dai viață. O să vă arăt în episoade. Sper să mă atace killerul meciul ăsta. Să las oare să mă atace, să le arăt la abonați. Să-mi dau așa heal. Bă, Ilie, să-mi dau heal în fața lui, coaie. Să mă atace să-i dau heal, să fie killerul ceva de genul, coaie. Mă, au făcut careva great skill check. Care au făcut dintre voi? Eu. Cu crescut ăla. Uite, e 70, 72, 73, 77, 80% e generatorul. L-o băgat pe ăla în hook, hai că mă duc să-l salvezi. Mai găsiți voi generatoare, că vă găsesc eu după aia. Mă duc să-l salvez pe ăla, să nu fim bulangii. Hai să stăm unul lângă. Da, stați unul lângă altul, aveți grijă, că eu mă duc să-l salvez pe ăla, că a plecat killerul de lângă el, deci. Generatoare, da, căutați voi generatoare, că mă duc să-l salvez pe bulangiul ăla.
Băi, Ilie, ia zi, te boostezi pe Dead by Daylight, vara încă nu sau sal? Da, eu n-am treabă. E killer în spatele meu, cred că m-a văzut handicapatul. S-a blocat și jocul, am înțeles. Vedeți că cred că vine la voi, mă. Vine la voi, vine la voi, aveți grijă că e la voi acolo. Eu îl văd. Păi aveți grijă, drecu, că e la voi acolo. Da, e la voi, aici, eu îl salvez pe prostul ăsta din hook. E la mine, nu e la noi. Ia stai un pic. Ok, eu am 100% hook ăsta. Escape chance-ul ăla. Bă, stai mai aici, boss. Stai să-ți dau aici heal, bossule, ca să iau puncte pe tine. I-au dat crash la Sky. Ție ți-o dat crash, Sky-ule? Da. Nu ai poți să intri, nu? Coaie, e prost rău killerul ăsta și a... Da, mă, lasă, lasă. A venit pe lângă mine și a plecat de lângă mine. Stai că acum vine la mine, cred că, sau nu, nu, nu. Hai că am dat și heal la ăsta. Bă, Ilie, hai că vin să mai mamă, dar n-avem destul de... Uite, un generator fix aici, lângă ăsta. Bă, nu știu dacă o să mă vezi tu. Să vin să te ajut, mă? Bă, vino, ia, înaintează, înaintează. A, fă generator, mane. Uite, 30% făcut din câte văd eu acolo, nu dau seama exact. Bă, cred că pe ăsta l-abandonă, frate, că e prost rău de tot, se duce fix la killer. L-o și văzut killerul, că îl văd cum merge așa cu shift-ul spre el. Ăsta cu controlul. Mamă, ce era să dau fail. Mamă, vine killerul la mine cu aia. What? A, nu, îl urmărește pe ăla, are treabă. Mamă, l-o prins pe ăla din nou. N-are o treabă ăla, mă, cu jocul. L-o prins de bine, eu zic, are joc cu cheat-uri și îl văd prin pereți și fug de el, dar nu e o problemă asta. Cred că vine, l-o băgat acolo în hook și acum cred că o să vină la mine. Nu, bă, stai prost rău, să-l nu să vină la mine. Cât ai generatorul la făcut, Ilie? Nu știu, dar peste 50%, cred că vreo 70-80%. Să mor tu, coaie, fix când ai zis 70, s-o făcut 70 fix la 100, coaie. Da? Laud, 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 da, da, da. Stai că laud pe killer. Ce prost e, îl trolesc golul, coaie. Acum distruge generatorul. Stai că îl fugăresc prin perete, coaie. Coaie, uite-te la el, mă, că nu știe unde îți, bă. Ba, opa, opa, opa. Așa, bravo, Ilie, cred că vine la tine. Da, vine spre tine, vezi să fugi de acolo, Ilie, că vine spre... Bă, nu, 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 e aici. Mă, campează doar pe mine, ăsta-i terminat, mă. Nu! Opa. M-a văzut! Uai, nu cred că e așa prost. Nu cred că e așa prost. Ba, m-a găsit, Ilie. M-a găsit, n-am ceva de Wiggle de ăla, ci de Wiggle. N-am. Mă bag în hook. Dacă îmi pleacă, îi dau direct că am 100% attempt escape-ul ăla. Ia, ia să vedem, băi. Merge 100% attempt escape-ul ăsta. Hai că dacă stai chem pe mine, îmi și bag pula. Așa. Ok, pleacă. Salut, salut. Vezi, Ilie, că vine la... O, care o muri, mă? Zedo, ai grijă. Bă, nu, 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 nu mă salva, mă. Lasă-mă să încerc chestia asta. Fugi, mă, ești prostia. Stai, lasă-l să plece, lasă-l să plece. Stai, lasă-l să plece, că vreau să încerc chestia asta. Vezi că vine, vezi că vine. Fugi de aici, fugi de aici, că vine, fugi. Ia, ce zici? Scap? Scap din prima, Ilie. Ia, încercăm să scăpăm din prima. Bă, oare cum o mers, mă, Ilie? Deci eu nu-mi dau seama cum o mers chestia asta, vină încoa. Vezi că vine ăla fix în direcția noastră, killerul, bă. Bă, ai grijă, bă. Bă, dacă mă prinde iar îmi bag pula. Stai să-mi dau heal. Mi-am dat heal, coaie. Asta n-aș cu el, ești nebun. Bă, vezi că e fix... Fugi de el, fugi. Mamă, e fix aici, coaie, fugi. Eu mi-am dat heal. Vino, vino, repede încoa, să-i dau asta în față. Bă, vino, mă, că e spatele meu, ești nebun. Bă, vino, mă, încoa. Bă, bă, Ilie, ce pizda, mă, te faci? Deci, mă, încoa, killerule. Killerule, opa, opa. Bă, nu, nu te lasă, mă, nu te lasă. Bă, futu-s gâtul, măti. Dacă îi dau de... Nu, bă, bă, tu ești prost. Scuze, scuze. Dacă eu măcar am heal în pula mea, fugi. Bă, nu fugi încolo. Ilie, unde pula mea fugi? Nu știu. Nu, eu îmi dau heal în fața lui. M-am iodat. Fien, te uiți la mine, uite-te la mine repede. Vezi că-s rănit. Uite-te la mine, vezi că-s rănit. Fugi, fugi. Ce bău e. Mi-am dat heal, mi-am dat heal. Bă, dar ce are, mă, ăsta cu mine? Fut-o-i nația lui să-i fug. Îmi dau teleport acum. Te-o găsit? Nu. O căutat în dulap, nu știu ce a făcut, că l-am auzit. Mm-hmm. Să-mi dau heal încă o dată, oare? Hai să-mi dai tu heal, bă, vezi că e în casă cu tine. De ce nu pot să-mi dau heal? Bă, fugi din casa aia, că s-o dus în basement, s-o dus în basement, fugi din casa aia. Hai că-mi dau heal încă o dată. Mi-am dat heal cu aia. Bă, fugi, bă, că e la tine, bă! Am căzut în fața lui. Mamă, cu aia, bravo, Ilie. Gata. No, gata ești. Hai că vine o să salvez, stai liniștit, bossul. Păi mi-ai zis că s-a dus în basement, jos. Băi, eu venit la tine, dar na. Coaie, mi-am dat de 3 ori heal și nici măcar nu am kit. Cred că mi-am luat mare report de la asta acum. N-ai cum. Mamă, te-a dus în basement, coaie. S-a terminat șmecheria. S-a terminat meșcheria. Hai să-l văd dacă vine înapoi prostul. Da, o ieși din basement, hai că mi se salvezi, Iliuca meu. Vine la mine, bossul? Unde vii, mă, bossule? Hai să te văd. Bă, dar nu-mi dau seama, pleacă, vine, nu-mi dau seama. Ba, uite-l, vine. Mamă, că... Mamă, dar ăla stă fix lângă casă, e nesimțit omul, mă. Cred că m-a văzut, sau? Nu cred că m-a văzut. Stai acolo, Ilie. Bă, nu, nu, da, nu da attempt escape, stai mă acolo.
Îl văd pe prost. Dar nu-mi dau seama unde e. E foarte aproape, să vin să te salvezi, Ilie. Hai că pleacă, hai că pleacă. Pleacă, pleacă, stai, hai, vii după mine. Deci îmi urmezi pașii, da? Urmezi, îmi urmărezi pașii, hai repede. Mamă, se apropie, mamă, cu ce viteză vine, Ilie, fugi. Vino încoa, vino încoa. Dacă avea știu citul acum să-ți dai heal, e fix în spatele nostru, iau la stânga aici. Să-mi bat. Ne-au văzut, vino încoa, Ilie. Hai, vino, vino repede. Te bagi într-un dulap, repede, la primul dulap pe care îl vezi te bagi. Vino încoa, bagă-te în dulap ăsta, bagă-te în dulap ăsta, că scapi de el, bagă-te în dulap. Nu, nu te mai băga, că-o plecat. Ne-o pierdut prostul, hai că se plimbă pe mapă, hai să facem generatoare, vino încoa. Hai, dăm heal, dăm heal. Vino încoa repede, dacă aș avea hex să-ți dau heal din prima, ce tare ar fi. Hai că e la 80 de metri, 70. Am scăpat de el, nu-i treabă. Deci vii fix după mine, mă urmezi, da? Că e cam nasoală treaba aici. Bine, e praf, oricum ăla nu știe, n-are treabă el cu jocul. Hai să vedem, unde-i un generator făcut cât de cât. Uite-l pe ăla 29, dai killerul lângă el. Hai aici, că e un generator aici, vino încoa. Asta se plimbă câte generatoare? Mai sunt 3 generatoare. Și ăla se plimbă de la un generator la altul. Am înțeles. E bine. Da, nu-i treabă. Uite, 80 de metri, 70, mamă, cât de repede se apropie. 60 de metri, bă, la vine fix aici, vino cu repede, Ilie. Deci fiecare pas pe care îl fac eu, îl faci și tu, da? Stai în spatele meu, mă. Stai, mă, că e aici, aici, prost. E aici, la 30 de metri, coaie. Bagă-te aici, bagă-te aici, bagă-te aici, repede. Bagă-te aici, că e la 20 de metri, bă, e aici. Fix după tufișul ăsta-i. Mamă, vine încet cu rostul, coaie. Se plimbă încet. Mamă, e fix după tufiș. Bă, coaie asta nu mi-a lăsat să-mi pace, n-are treabă, bă. Stai, dă-te de aici un pic să ies. Hai că se îndepărtează. Hai să facem generatorul, că e la 40 de metri, hai, vino. Asta se plimbă din generator în generator, mă enervează de ăștia. Ok, la 70 de metri. Generatoarele pe hartă? Nu știu dacă le vede, dar probabil că... uite, l-o și distrus pe ăsta. Hai repede să ne apucăm. E la 50 de metri. 40 de metri, bă, se apropie, cred că, și vine destul de rapid. Fugi, 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 vino încoa, vino încoa. Bagă-te aici după ăsta, bagă-te după ăsta, mă. Bă, în spatele tău, coa, ești terminat. A, nu, e în casa aia, fă generatorul, că e în casa aia. Gata. Hai să vedem, vine încoa. Vine încoa, fugi de aici, fugi de aici, fugi de aici, că-l trolez eu pe ăsta, fugi. Hai că ai fugit, ești fix aici, lângă. Cum vine el încet așa, coaie. Cum se plimbă după strângi prostul, bă. Uite-l cum se plimbă. Hai, bossule, vii. Hai că stau așa pe crouch și ne învârtim. Mai mă, că câștigăm încet în ce meci, dar mă enervează ăsta că se plimbă din generator în generator. Hai că-o plecat, vină încoa. Ba nu, se apropie, se apropie, nu, vin, nu veni. Cred că te-au văzut. Da. Te-au văzut că vine cu viteză, Ilie. Ilie, te-a văzut! Fugi, bă, dar nu veni la mine, bă, ești terminat! Dar nu știu unde ești tu. No, fugi de el, că eu fac generatoarele. Dar cred că dacă câștig eu, ți se pune și ție win-ul. Bă, bravo, 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 Ilie, bravo! Dar nu veni la mine, fugi în dreapta, fugi în dreapta, așa, așa, bă, acolo, acolo. Bă, tu crezi că eu știu unde ești tu? Ai scăpat de el, coaie, ai scăpat de el, bravo, ai scăpat de el. Bă, cât de terminat e, ai scăpat de el, bine, Ilie. Hai că găsesc eu, mamă, cum ai scăpat de el, du-te dracu, că ai fost acolo pro player. Dă-ți heal, că ai medikit, bă. Dar nu mă lasă. Cum să nu te lase, mă? Ce ai? Da, mă, nu știu. Cred că vine înapoi prostul. Cred că m-au văzut, direct spre mine, vine, ia, lasă-l, stai așa. Ok, distruge generatorul. Ăsta... ce faci, mă, ăsta, frate? Se duce încolo, n-are treabă. O vrut să distrugă generatorul sau ce-o făcut? Hai, mă, mane, mă, ce faci, mă, acolo, mă? Hai că dăm acum repede, îi dăm repair. Nici o treabă n-am costat, mă învârt în jurul generatorului, eu m-am plecat. Faci generator sau ce faci? Ai găsit vreunul? Da, e enervant, ăla se plimbă din generator în generator, bă, Ilie. Și mă enervează. Bă, nu veni, nu veni aici, fugi, fugi, că eu îl termin imediat și fugim, fugi de acolo. Dar tu vei, crezi că știu unde să vin eu aici? Păi stai acolo unde ești acum. Dacă să vine înapoi. Cred că m-au văzut. Ăsta vede că se face generatorul, știi? Mi se pare lui ceva neregulă. Bă, nu, nu fugi, mă, de aici, fugi, Ilie! Ilie, ce pula mea! Te-o pierdut, prostul. Te cred că te-au văzut, vine la tine, cred că fugi. Fugi cât poți, Ilie, fugi cât te ții picioarele, cred că te-au văzut.
Hai că eu am terminat generatorul ăsta imediat. Ba nu, te-o pierdut. Bă, ce prost e, ascunde-te că te-o pierdut. Dar de ce nu-ți dai viață, mă, omule? Tu n-auzi că nu pot. Păi că vine înapoi prostul. Bă, ce-l pentez, bă. Ce troll-i dăm la killer, frate, săracul ăsta. Vede că se tot face generatorul, dar nu știe cine-l face. Ok. Bam, ascunde-te că ăsta vine fix aici acum, prostul. Sau? Da, vine fix aici. Bosulică. Și ultimul generator unde ar fi? E acolo unde ești tu, stai mine. În zona aia. Stai în zona aia, dar nu te... Sau apucă-te să-l faci, apucă-te să-l faci, că nu e acolo, nu vine omul la tine. Cred că m-am văzut că se apropie de mine cam tare. Dar cu cine vorbește? Cu aia e... Gagică, dacă se aude mai tare decât tine la microfon. Nu știu, vorbește la telefon, dar dacă vrei poți să-mi dau microfonul noise cancelling-ul mai mare. Da, dă-ți noise cancelling-ul mai mare, că vezi că e la tine, bă, Ilie, vezi că vine la tine, bă. Bă, Iliuca. Hai să-l bag într-un dulap. Bagă-te repede într-un dulap, că e la tine acolo, cred că te-o și văzut. Adică nu sunt sigur că la cât de nu, băi. Nu am prea multe pretenții de la om. Stai așa că eu acum reglez microfonul, stai o secundă. Bă. Killer, ia uite-l cum vine omul pe jos, așa, chill, nicio treabă. Cum vine, mă, se apropie de mine. Bă, ăsta-i prost, nu vede că fac cineva generatorul ăsta? Nu vede că e în funcțiune? Și ăsta nu era în funcțiune. Acum ia, vine. Ia, să zici acum dacă se mai aude când vorbește. Nu se mai aude, se aude, dar foarte, foarte încet și e mult mai bine. Stai că acum aș dă seama omul că n-avea cum să se facă generatorul ăsta singur. Și uite ce încet vine prostul. Ha! Coaie, ce face? A, o stricat generatorul, am înțeles. O stricat generatorul, nice. Bă, dar nu înțeleg, mă, killerul ăsta mă enervează, mă, tu dai seama fără ăla acum cât de greu era meciul ăsta. Bine, nu că sunt eu cel mai bun jucător de DBD, vezi, stai tot acolo, ești în dulap? Nu. Bă, vezi că vine spre tine, nu știu cum să-ți zic. E la tine. Te-o văzut? Am înțeles. Da. Ai dat space, ai apucat să dai space. Ce space? Adică când erai în hook-ul ăla, când erai în țeapă, te-o pus să dai space? Nu. Ultima dată când te-o băgat. E bun, că dacă nu te-o pus înseamnă că e bine. Mai știi când aveam build pe tastatură? Da, aveai, dar și eu aveam pe Razer Synapse ăla. Hai mă, bossule, nu vii aici. 40 de metri, 38. Nu, da, dai space, dai space, că faci generatorul ăsta și am venit la tine. Dai space. Dai cât poți de repede. Cu omul e departe, oricum n-are treabă. Ba, se apropie. 32 de metri. Bă, ăsta vine înapoi, mamă, nu cred că mai am timp să vin să te salvez, ăsta tot se întoarce înapoi, prostul. Mă enervează. Uai, am crezut că m-au văzut să-mi bat pula. Bă, eu cred că mor de la asta, să știi. Bă, așteaptă-mă, că vin să te salvez acum. Hai că am plecat în direcție opusă. Nu cred că m-au văzut, rămâi acolo, dă-i space de repede, poți, dă-i spamează space-ul ăla până-ți rup dege. Vine după mine, bă, m-au văzut, Ilie. Ilie, îți dau save și mă duc, direct heal îmi dau. Stai, rămâi. Ilie, în spate! Fugi cât poți! Doamne, fugi! Nu, n-am acolo. Nu, că papula m-am blocat în perete! Și în movement de nablet am. Fugi, Ilie, că-i după tine, fac generatorul și te salvezi. Hai că te mai salvezi eu dacă e ceva. Mamă, te-o prins iară, nu cred că ai gata, ești. Încerc eu să scap, dar cum trebuie, cum să mori? Mamă, să fac generatorul ăsta, să văd dacă mai apuc să-l fac. Încearcă să-l ții ocupat cât mai mult. Zim că te duce în basement, că dacă te duce în basement e perfect. Nu mă duce. Nu ești în basement, dar oricum mor din prima, deci na. Te-o băgat în hook și acum cred că fix pe mine vine prostul. Am făcut generatorul, gata. Mamă, dacă au auzit dulapul, e game over dacă au auzit dulapul. Nu au auzit dulapul, haha. Unde e hatch-ul? Unde e hatch-ul? Repede hatch-ul. Escape door, uite la acolo. Nu escape door. Hatch. Unde ești hatch-ule? Hatch-ule, unde ești? Nu văd hatch-ul pe hartă, Lofing. Hook. Dar nu, că hook înseamnă... Bă, unde e hatch-ul, mă? Pallet, escape door. Unde e hatch-ul, mă, băiatule? Hook, chest, locker. Nu văd hatch-ul. Hatch, uite hatch-ul. Am văzut hatch-ul, bă. Dar cred că mai bine fac escape door-ul ăsta. Că până vine ăla la mine... Sau mă duc la hatch, ce zici? Hai să scăpăm prin hatch, că îmi dă mai multe puncte din câte țin eu minte. Aoleu, vine încoa ăsta. Dacă omul vine încoa. Mamă, ia uite. Verifică dulapul, cred că. Opa. S-a verificat tot pe aici. Nu știu, dar tu stai spec pe mine acum? Mhm. Uh-huh. Uite, acum fix pe el mă uit. Verifică tot prostul, dar eu mă duc la hatch. El nu știe, dar eu o să mă duc la hatch.
Și când am dat un click, am și scăpat de pe hartă. Că nu vreau să mă risc cu durul ăsta, că poate vine pe mine, știi? Se duce din escape door în escape door, n-are treabă omul. Unde e hatch-ul, că nu-l mai văd. Bă, închis hatch-ul are. Bă, nu mai văd hatch-ul. Bă, a, uite la acolo, îl văd. Omul nici măcar nu se duce spre hatch, n-are treabă. Mi s-a blocat jocul o secundă și am crezut că am luat ban. Ia uite hatch-ul cum stă aici și mă așteaptă pe mine. Zice, hai Raul 2, ca vino aici să mă iei. Scăpăm prin hatch, nu-i problemă de război. Ia uite-l, cum face. Ia auzi sunetul ăla blanao. Hâs, Johnule, și-am scăpat din meci, bă, băieți. Bă, având în vedere că au murit toți, nu știu ce să zic, dar eu zic că a fost un meci bun, am câștigat. Câte puncte am făcut? Ia să vedem. Bam, 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 bam. Bă, am făcut ceva puncte. Nice, am făcut ceva puncte. Bă, fraților, oricum, sper că v-a plăcut acest episod. Dacă mai vreți episoade de genul în continuare, dați, frate, și voi acolo un like și un subscribe la canal. Și aveți și Insta-ul de Ilie, probabil, în descriere. Și noi ne vedem data viitoare. Probabil, dacă am eu chef să-l pun. Și noi ne vedem data viitoare. Salut!